Timpul zboară, totul se schimbă, dar prejudecățile rămân. Mulți cred că cei de 50 de ani sunt bătrâni, dar se înșală. Conform clasificării OMS, așa numita bătrânețe începe peste 75 de ani. La cei de peste 60 de ani putem vorbi despre îmbătrânire. Între 45 și 60 de ani vorbim despre vârsta mijlocie, iar la cei de 50 de ani putem spune că sunt în perioada de înflorire. Femeile de 50 de ani nu sunt bătrâne, ci sunt femei mature. Femeile la 40 de ani ar trebui să fie mult mai conștiente, înțelegând riscurile la care se expun, dornice de informare, să-și iubească mai mult corpul, să se accepte și să-și dorească să aibă o stare de bine, punând accent și pe o alimentație sănătoasă, odihnă, relaxare. Sunt dispuse să-și asume riscul de a părăsi jobul dintr-o corporație pentru a-și urma visul. Fie că dau curs unui hobby, fie că au curajul de a se muta mai aproape de natură, poate în afara orașului sau chiar pe alte meleaguri. Își pot dori să călătorească mai mult, să se preocupe de evoluția lor spirituală și de o redescoperire a sinelui. La 40 de ani pot realiza că s-au neglijat și nu mai vor să o facă. Bun găsit, sunt Gabriela Maluf. Subconștientul femeii cunoaște un prag psihologic critic în jurul vârstei de 40 de ani. Perioada este marcată de momente de neliniște, de panică, de oboseală fizică, de schimbări forțate pe plan personal care pot culmina cu stări de depresie. Astăzi, alături de invitatele mele, dezbatem ce putem face mai departe și ce soluții propunem pentru a trece cu bine peste această perioadă. Bun găsit, Claudia Buneci, Health Coach, și prin online o să avem și pe Domnica Petrovai, psihoterapeut. Dar hai să vedem, că te-am văzut zâmbind, da, privind materialul nostru, și să vedem de ce zâmbeai, cu ce idei ai venit urmărind materialul. Mulțumesc pentru invitație, bine te găsesc și bine vă găsesc. Am rezonat foarte puternic cu ce a spus. Zici că cumva am colaborat pentru acest material, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult cum ați spus despre femei mature, mi-a plăcut foarte mult despre cum ați vorbit despre regăsirea pe care, nevoia de regăsire, pe care femeia începe să o simtă din ce în ce mai puternic în jurul vârstei de 40 de ani. Și asta este ceea ce văd și la mine, și eu sunt tot în jurul vârstei de 40 de ani trecută. Și la clientele mele, și văd ce se întâmplă atunci când cumva dăm curs acestei nevoi care vine din interior, și ce se întâmplă atunci când continuăm să ignorăm ceea ce strigă cumva din interiorul nostru în diverse feluri. Deci cumva ceea ce simțim e o chestie pe care o simte mai toată lumea. Ne îngrijorează și poate că pe fondul prejudecăților sau a felului în care am fost crescuți și educați, considerăm că bine, asta e vârsta, îmbătrânim, exact, și de-aia ne simțim așa și cumva asta este, asta e viața, da, și asta s-a întâmplat. Și tu vrei să ne spui că nu e chiar așa, nu, și că am putea să facem altfel lucrurile. Exact. Hai să vedem ce se întâmplă, exact, cu femeia în această perioadă. Eu o să vorbesc așa mai mult din punct de vedere al hormonilor, al schimbărilor care au loc în corpul femeii. Și poate Domnica o să ne povestească și despre partea asta de emoțional. Uh-huh. Din punct de vedere al hormonilor, femeia începe să se confrunte cu o scădere de progesteron și de estrogen, care astea în primul rând ne impactează starea, mai ales dacă ne regăsim deja într-un prag de oboseală care a început cu câțiva ani în urmă, dar pe care noi am tot râs-o după noi. Știi, acest nu am timp pentru mine începe să se simtă mult mai puternic pe corp în momentul în care nu mai avem suportul hormonilor la nivelul pe care obișnuiam să-l avem. Da? Deci, în primul rând, este această scădere în estrogen și în progesteron. Apoi mai se întâmplă încet, încet o rezistență la cortizol. Asta înseamnă că după ce că oricum noi suntem într-o stare pronunțată de fight, flight, freeze, am stat să mă gândesc puțin că voiam să folosesc alt cuvânt ca să ne înțeleagă oamenii, într-o stare pronunțată de stres, uh-huh, da? Deci în care cortizolul nostru este mai mereu ridicat,
Ca să înțelegem că cortizolul este un hormon sau un neurotransmițător al este care... Este un hormon de stres, uh-huh. dar este și un hormon de viață. Este, este ceea ce se numește hormon master, uh-huh. pe care corpul nostru va favoriza întotdeauna în a fi produs uh-huh. și exprimat în celulă, pentru că fără el noi nu supraviețuim. Dar fără progesteron... putem să supraviețuim. Putem să supraviețuim, dar nu să ne simțim bine. Asta este diferența. Deci cam acolo se produce această schimbare hormonală. Începe să ne crească și rezistența la cortizol. Da? Deci avem nevoie practic de mai mult cortizol în corp, deci mai mult cortizol circulant în corp, și începe să apară și rezistența la insulină. Deci sunt câțiva factori, nu ne uităm doar la hormonii sexuali, care ei sunt cumva vârful icebergului. Și toate lucrurile astea se transpun în stări pe care le-am regăsit și în descrierea voastră. Oboseala este accentuată, apar și insomnii, apar depresii, cumva chestii pe care tu le-ai ținut mocnit și te-ai descurcat cumva cu ele... încep să devină puternice pe corp. Nu mai avem claritate mentală. Uite că ai ajuns la partea asta de depresie, de claritate mentală. Da. Nu știu, Domnica, dacă ai fost de la început cu noi, dar vorbeam foarte mult de faptul că femeile încep să simtă toate lucrurile astea și cumva, poate din prejudecată sau poate din faptul că așa am auzit la mamele, la bunicile noastre, concluzia pe care o tragem este asta, este, începem să îmbătrânim și luăm decizii în baza acestei idei. Adică nu încercăm să vedem dacă am putea să facem ceva și să nu mergem pe ideea de îmbătrânim și asta este. Cum s-ar traduce asta în termeni, nu știu, psihologici, emoționali? Da. Din punctul meu de vedere este perioada denumită și în psihologie de anii minunați. Este perioada de înflorire, așa cum am văzut și în prezentarea voastră, pentru că, într-adevăr, mai ales noi, femeile, avem o dificultate mai mare în a avea grijă de noi și este perioada în care corpul ne comunică asta, că nu ne mai putem ignora, faptul că, nu știu, poate grija față de, nu știu, copii, carieră, partener, colegi, prieteni, dacă înainte cumva puteau fi gestionate și puteau fi integrate, este perioada în care îți dai seama că ai nevoie de mult mai multe granițe ale tale cu tine. De ce se mai numește perioada anilor așa minunați, în ciuda dificultăților? Pentru că este perioada în care multe din poate insecuritățile, fricile din trecut cumva se retrezesc și se cer a fi înțelese, unele vindecate. Deci o mare șansă din partea mare șansă cumva și din perspectiva asta a mesajelor pe care ți le comunică corpul, pentru că da, contribuția ta la lumea în care trăiești poate fi mult mai bogată. Cumva ai șansa să faci mult mai multe lucruri pentru ceilalți, mai ales că, nu știu, copiii de obicei au deja o vârstă la care devin mult mai autonomi, poate cariera, mare majoritatea femeilor este deja definită, destul de așezată. Și atunci cumva resursele tale pentru comunitate cresc, dar asta înseamnă și o grijă emoțională mai atentă, profundă pentru tine, care, cum spuneam, vine și cu provocările emoționale pe care poate le-ai ignorat pentru că ai avut alte priorități în etapele anterioare.
Și cu toate astea vorbim despre anii minunați, de o perioadă în care am putea să mergem pe calea acestor oportunități, dar cu toate acestea vedem că un număr mare de femei se simt de fapt mai mult obosite, mai mult neliniștite, chiar în zona depresiei, a anxietății. De ce nu reușim să trăim perioada asta conform a ceea ce ar trebui să se întâmple? Cred că, în primul rând, e o chestiune de educație, pentru că, așa cum ați spus, cultura noastră mai degrabă a încurajat o anumită perspectivă asupra vârstei, ca și cum, nu știu, vârsta vine cu foarte multe, nu știu, dureri fizice, limitări, foarte multe greutăți și părea cumva că se încheie cumva, nu știu, sensul și semnificația vieții noastre, când de fapt cumva evoluează, se îmbogățește. Deci ține foarte mult de educație, ține foarte mult de, așa, și experiența mea și personală și a prietenelor mele, a persoanelor foarte apropiate, ține de deschiderea noastră a femeilor de a ne sprijini una pe cealaltă, pentru că este perioada în care ai nevoie de prietene, copiii vor pleca de acasă, cumva familia, cel puțin familia de origine, de cele mai multe ori are rostul ei, dar familia ta sau persoanele tale apropiate vor rămâne prietenii și e perioada în care femeile se reconectează unele cu celelalte. Și aici acum vine partea de educație, pentru că, din păcate, noi suntem destul de izolate, cumva singure. Suntem într-o cultură cu foarte multă invidie, comparații, neîncredere, suspiciune, care, de fapt, ne ține departe de a parcurge această perioadă mult mai ușor, mult mai confortabil, și chiar și perioada în care, cum spuneam, sunt poate frici sau insecurități pe care le-am avut din trecut și acum revin foarte puternic, le-am putea parcurge și le-am putea cumva depăși alături de alte femei. Uite, este perioada în care e nevoie să ne reapropiem unele de celelalte. O să revin la tine și o să povestim puțin și din experiențele personale, dacă tot ai adus în discuție treaba asta, să vedem cum putem totuși să depășim într-un fel eficient, nu neapărat perfect sau așa e bine, așa e rău, că și asta poate să pună presiune, dar măcar eficient, cum am putea să ajungem în situația în care să ne simțim bine în această etapă și să nu mai privim dramatic sau ca și cum, uite, viața chiar a intrat într-o altă, pe o linie așa, care nu ne conduce tocmai pe cel mai bun drum. Și mă întorc la tine, Claudia, pentru că vorbeam înainte de emisiune că e o etapă în care se petrece un fenomen foarte important în corpul femeii și anume menopauza sau premenopauza. Despre care oamenii vorbesc, nu știu, habar n-am, dar așa în cultura urbană oamenii vorbesc despre menopauză, da. Nu vorbesc despre premenopauză. Și poate că ar fi important să înțelegem ce e această premenopauză și așa înțelegem mai bine și ce se întâmplă cu noi. Schimbările hormonale despre care am amintit la început au loc în această perioadă a premenopauzei, care este... Am văzut și eu, lucrând de mai mult timp pe această temă, am văzut că e privită ca un fel de o sperietoare, știi? Este foarte asociată menopauzei. Asta nu înseamnă că menopauza este o sperietoare. Este o sperietoare dacă noi o privim ca pe o sperietoare. Premenopauza sunt cei până la 10 ani care preced menopauza. Deci poate dura, poate fi o perioadă de pregătire a corpului care poate să dureze până la 10 ani și poate să fie foarte soft,
Da? Sau poate să vină cu multe tulburențe în viața femeii. Asta și în funcție de genă, dar aș vrea să vin să subliniez că mai importantă decât gena este epigenetica, este mediul pe care femeia îl creează în fiecare zi prin alegerile care țin de ea, prin stilul ei de viață. Și asta este mai important decât genetica. Adică faptul că mama noastră a avut diabet și a intrat la menopauză la 45 de ani, nu este musai să fie soarta noastră doar pentru că mama a trăit lucrul ăsta. Da? Deci premenopauza este o chestiune absolut firească, este o altă etapă din viața noastră pe care cu cât o traversăm mai conștiente, cu atât ne este mai ușor. Da? Și ne ajută să înțelegem schimbările hormonale, ne ajută să înțelegem că menstruația noastră, ciclul nostru menstrual poate deveni mai scurt, că poate apărea dominanță estrogenică, că progesteronul nemai fiind atât de mult poate apărea dominanță estrogenică și că asta se poate traduce prin chisturi, fibroame. Uh-huh. Deci e foarte important, înțelegând lucrul ăsta, punem cumva ceva în puterea noastră de a ne ajuta să... De a ne monitoriza, de a înțelege ce se întâmplă cu noi. Și de a fi bine, de a ne, cum să spun, de a ne ține sănătoase sau în caz că avem probleme, de a ne reveni. Se poate, deci nu este ceva imposibil. Și apropo de ce spunea Domnica, vreau să fac două legături cu premenopauza. Unul dintre lucrurile bune care se întâmplă în viața femeii este că odată cu această scădere a hormonilor apare o mai multă, o mai puțină, îmi pasă mai puțin despre ce cred ceilalți despre mine. Aha. Da? Deci apare, îmi place mie să spun, acel je m-am fu. Da? Deci pur și simplu ești acolo și simți, pui limite mult mai ușor. Nu-ți pasă că s-a supărat soacră-ta, nu-ți pasă că... Deci ești mult mai... ți-e mai ușor să te centrezi pe tine. Deci cumva ne ajută și experiența de viață, dar și, uite, și, această și schimbare hormonală. Da, adică nu sunt doar într-un sens neplăcut. Mi-ai spulberat visul, Claudia, credeam că am devenit eu așa o bătrânică mai înțeleaptă, dar de unde, uite, că se pare... Este o înțelepciune care vine și... pentru că nu toată lumea o are, știi, adică... Uneori ajungi după ce ai lucrat cu tine, dar hormonii te ajută în direcția asta. Deci nu sunt chiar atât de înțeleaptă pe cum mă credeam. N-am zis asta. Nu, hai să o lăsăm așa ca o glumă. Dar am zis că pur și simplu ne ajută să ne punem limite, să fim mai încrezătoare noi. Femeia este sex într-un alt fel după 40 de ani și îndrăznește să fie ea. Da. Da? Și chestia asta... nu este de neglijat. Și Domnica a menționat despre prietene. Uh-huh. Și vreau să vă spun că există studii care arată că întâlnirile cu prietenele adevărate, femeile faine care te susțin și nu te critică și unde te simți bine și încurajată, crește nivelul de progesteron. Da? Deci este o stare de bine în corp care ajută la susținerea hormonilor. Uite că vorbim de această, uite, încredere și poate înțelepciune care vine și ca urmare experiențe de viață, dar și a schimbărilor hormonale. Dar pentru că vreau să vă provoc un pic în această emisiune, de foarte multe ori toate aceste semne sunt interpretate într-un soi neplăcut sau poate chiar vorbind de o criză a vârstei de mijloc. Și haideți să urmărim un material și revenim. O criză de vârstă mijlocie este descrisă pe scurt ca o perioadă de îndoială și anxietate pe care unii oameni o resimt la maturitate, de obicei între 45 și 65 de ani, când reconsideră o serie de elemente importante din viața lor și se întreabă foarte serios, unii în mod obsesiv chiar, dacă aceasta este genul de viață pe care au visat-o și și-o doresc în continuare. Criza de vârstă mijlocie este însă considerată de unii cercetători drept un mit,
și este atribuită uneori excesiv persoanelor din această categorie de vârstă, fiind deseori o încadrare prea generală care maschează poate unele probleme reale de altă natură. Deci vorbim de această criză a vârstei de mijloc, care poate să vină cu această anxietate și pe care am văzut-o cu toții și cred că, Domnica, tu lucrând cu femeile în cabinet și tu cred că te-ai întâlnit de întrebarea asta, dar ce am făcut până acum în viață, că uite, am ajuns la vârsta asta și parcă nu mi-e bine nici în cuplu, copiii au plecat, au viața lor, parcă nici acolo nu mai merg lucrurile bine, mă dor și, nu știu, picioarele, călcâiele, sunt obosită, în sfârșit. Și pe fondul ăsta îți vine gândul, dar ce am făcut în viață și cum se desfășoară viața mea de acum înainte. Și voi foarte frumos ați povestit până acum că, de fapt, n-ar fi bine să privim lucrurile așa, ci în sens pozitiv, și îmi povesteai de importanța prieteniei, de importanța înțelegerii acestui concept și de înțelegerea să vedem practic partea plină a paharului. Și o să te invit să ne povestești așa și prin prisma poveștii tale personale, dar și prin prisma terapeutică, evident. Da, mulțumesc mult! O să mă leg un pic de ce ați povestit legat de criza vârstei mijlocii. Din experiența mea de terapeut, mai ales ca terapeut de cuplu, și pentru că văd foarte multe momente de criză ale cuplurilor, dar și ale femeilor, nu avem o vârstă. Fiecare vârstă vine cu crizele ei. Însă dacă ne raportăm la perioada de premenopauză și menopauză, aș vedea mai degrabă că o foarte mare oportunitate pentru femei, pentru că momentele de îndoială, momentele, nu știu, insecuritățile pe care ni le regăsim la această vârstă, și aici vorbesc și din experiența mea personală, ne ajută foarte mult să ne redefinim identitatea, apropo de cine suntem noi, dincolo de anumite roluri de mamă, soție, colegă, fiică. E o perioadă de care ne îmbogățește identitatea, dar sigur vine cu aceste îndoieli. E foarte important să le înțelegem că sunt firești. Și cum spuneam, din fericire, corpul ne ajută prin semnalele pe care ni le comunică să luăm altfel de decizii. De exemplu, decizia de a avea mult mai multă grijă de noi sau grija față de prietene și relațiile de prietenie. Sigur că e o perioadă care pare foarte inconfortabilă, pentru că după o perioadă poate stabilă, unde nu sunt atât de multe, nu știu, dificultăți, dintr-o dată cumva te confrunți cu alte experiențe, poate experiențe ale corpului pe care nu le-ai înțeles, dar care te ajută cumva să te descoperi pe tine. Și experiența mea, dar și a femeilor cu care lucrez, m-a ajutat și ne-a ajutat să înțelegem faptul că corpul, istoria noastră de viață, relațiile noastre, cum ne simțim, toate sunt interconectate. Și dacă poate până la acea vârstă, poate eram conștientă de faptul că un stil de viață sănătos e un lucru bun, adică e bine să faci mișcare, e bine să fii atent la ce mănânci, cum mănânci, nu știu, cât timp petrece natură. Perioada premenopauzei te ajută să fii mult mai atentă, să fii mult mai grijulie și să poți cumva să te uiți la tine dintr-o altă perspectivă. Foarte multe femei își reașează relația cu mamele lor. Dacă sunt femei care au fete, cumva asta are un impact asupra felului în care cumva își privesc fetele, sau dacă sunt băieți, cumva felul în care privesc relația cu băieții.
Chiar dacă nu ai copii, e tot o perioadă care vine cu foarte multe confruntări. E o perioadă care pentru unele persoane înseamnă rupturi în relația de cuplu, multe crize care din nou sunt oportunități de a te uita la tine mult mai profund și de a învăța lucruri noi. Cum spuneam, poate cea mai, să spunem, valoroasă lecție pe care am învățat-o și eu și pe care am regăsit-o la foarte multe femei, această grijă față de tine și relațiile tale apropiate, dar pe toate planurile. Adică și grija față de corp, și cum te simți, și istoria ta de viață. Și un lucru pe care l-am regăsit adesea la această vârstă este un sentiment de putere personală. Și mi-aduc aminte de două mesaje importante de la două dintre clientele mele din ultima perioadă. Unul care suna ceva de genul: pentru prima dată simt că am nevoie de mama mea și nu mai sunt o victimă a ei. Deci cumva am depășit perioada în care să simt cumva că felul în care propriile ei răni cumva au ajuns la mine mă fac foarte vulnerabilă și mă simt foarte rănită de ea. Și al doilea mesaj vine din relația cu bărbatul. La fel cumva sentimentul, acel sentiment de putere și încredere că nu sunt o victimă a, nu știu, gesturilor sau comportamentelor soțului sau partenerului. De ce am adus în discuție cele două mesaje este pentru că observ la foarte multe femei că își recapătă puterea în perioada premenopauzei și menopauzei. Uite, haide să le luăm puțin pe rând, cu fix lucrurile care dor cel mai tare probabil. Și m-aș gândi așa, la creșterea în greutate și la gândul că, uite, nu mai pot să slăbesc cum slăbeam. Cum privește soțul sau partenerul meu de viață felul în care corpul meu s-a schimbat? Cum aș putea să încetinez procesul ăsta de îmbătrânire? Ce fac cu oboseala, că poate partenerul de viață sau copiii nu trec prin aceeași etapă de oboseală și atunci eu nu mai sunt în ritmul lor? Adică sunt multe lucruri care vin și apasă acolo niște butoane și poate că de aia nu putem să vedem această perioadă drept anii minunați sau această oportunitate de creștere. Și hai să le luăm pe rând puțin ca să le dezbatem și să vedem care sunt soluțiile, astfel încât cei care ne privesc să spună: uite, o să încerc să fac lucrurile astea ca toată perioada asta să se transforme în ceea ce ar fi bine să fie. Hai să începem cu, nu știu, cu acest proces de în care ne vedem corpul, poate că ne-am îngrășat sau că nu mai putem să slăbim la fel de repede. Ascultându-o pe Domnica, mă gândeam că a menționat cuvântul corp de multe ori în explicațiile ei și mă rezonez cu ea. Deci sunt de acord cu ea. În corp sunt multe căi pentru a ne simți mai bine. Dar nu e chiar atât de simplu să le auzim. Știi? Adică sună la un moment dat simplu, dar extrem de complicat. Ascultă-ți corpul. Ok, ce înseamnă asta? O să le iau așa un pic pe rând. Chestia asta cu greutatea. E complicat să slăbim în premenopauză și nu mai funcționează ceea ce a funcționat înainte pentru cele mai multe dintre femei, tocmai pentru că hormonii își pun amprenta mult mai puternic. Da? Și când lucrez cu o femeie care vrea să slăbească în premenopauză, nu ne uităm niciodată doar la greutate. Da? Deci pare o treabă legată exclusiv de alimentație, dar de fapt lucrurile sunt mult mai deep, mult mai profunde. Adem, da. Da?
În această perioadă, chiar și un proces de slăbire, dacă vrem să slăbim și să rămânem cu greutatea aia jos și să nu o punem din nou mâncând pe celebra replică eu mă îngraș și cu apă, trebuie să avem disponibilitatea să ne uităm în ansamblu la viața noastră. Și în premenopauză nu mai merge să tragem de noi ca înainte. Uh-huh. Trebuie să înțelegem că un cortizol ridicat împiedică procesul de slăbire și că slăbitul, de fapt, este un efect secundar al unui stil de viață sănătos cu care corpul nostru se simte bine și de care are nevoie. Da? Deci de asta nu putem să vorbim doar despre, sau eu nu vorbesc deloc, doar despre câte calorii să mâncăm. Asta e ultima treabă. Trebuie să ne uităm la cât de mult tragem de noi, cât de mult dormim, cât de mult stăm afară, cât de multă grijă avem să închidem buclele de stres care ne țin cortizolul sus. Tot vorbesc despre el pentru că am văzut foarte puternic în relația cu clientele mele cum funcționează, cum se așează modificările de lifestyle în viața unei femei care are grijă și de emoționalul ei, uh-huh, și cum se așează în viața unei femei care este într-o continuă agitație. Cum și se... care probabil și e și crescută într-o mentalitate de așa natură, încât e greu să se exprime, să-și exprime emoțiile sau să recunoască sau să vorbească despre corpul ei pur și simplu. Da. De asta spun că e un proces. Și chiar și dacă plecăm, ne uităm prin lupa slăbitului, slăbesc și rămân în confort acele femei care reușesc și acceptă, de fapt, să înceapă un proces mai profund cu ele, care nu este, care nu implică doar un ghid cum sunt eu. În general, în schemă, să spun așa, mai intră un psihoterapeut, da? Sau alte tipuri de terapii. O modificare încet, încet, că nu se întâmplă peste noapte. Vorbim de procese care durează poate un an, poate un an jumate. Un job nu se schimbă peste noapte. Și tot ce vorbim noi aici trebuie interiorizat de către femeia, de către femeie. Da? Adică... Practic, cred că începe cu primul gând și cu gândul cel mai important, că ești importantă și că ar fi bine să te pui pe primul loc, iar asta nu se întâmplă foarte des cu femeile din România. Și știi, ca să intri în tot procesul ăsta, ar trebui să zici, da, am și eu voie, da, dau voie să și fac treaba asta. Și uneori nu ne iese. Și, adică nu e ca și cum de azi zicem că ne dăm voie și... Și fiecare, de exemplu eu ca ghid în acest proces, înțeleg că nu se pot întâmpla multe transformări deodată. Și rolul meu este să înțeleg unde e femeia în momentul ăsta și să o ghidez către acei pași pe care îi poate face acum și care să-i dea, în primul rând, o ușurare a simptomelor pe care ea le are. De obicei, ea vine pentru slăbit, dar, de fapt, discutând, vedem că are dureri cronice de cap. Sau alte tipuri de dureri în corp, care, de fapt, sunt o sursă de cortizol la rândul lor. Sunt o sursă de stres, chiar dacă nu stres emoțional, stres fiziologic. Da? Deci, treaba mea este să identific ce se întâmplă în viața ei și să începem de acolo de unde ea poate în momentul ăsta. Și aici intervine factorul răbdare. Da? Și poate că intervine și factorul relaționare, pentru că, Domnica, vreau să te întreb ce ar trebui să facă o femeie în relația de cuplu, da? Că simte că s-a îngrășat, că e într-o perioadă în care corpul ei nu mai arată, poate pielea ei nu mai e la fel de tonifiată. Aș vrea să înceapă acest proces, așa cum spune Claudia, și să identifice, să o ia ușor, să o ia pas cu pas. Dar cu toate astea se întâlnește în fiecare zi cu soțul acasă și poate că are gânduri, oare mă mai vede la fel, e atras de femei mai tinere, cum mă vede pe mine și uite, corpul meu s-a schimbat. Revin la ideea asta că în România femeile nu sunt la fel de curajoase și nu trăiesc în mentalitatea de a vorbi despre corpul lor și a se destăinui în relația de cuplu. Uite cum arăt și
cum vezi tu chestia asta, ce ți inspiră ție, ție e bine, e rău, cum putem să facem ca lucrurile să fie normale până la urmă în relația de cuplu? Da. Mă gândeam la un alt răspuns, dar dacă ai adus în discuție relația de cuplu, pe de o parte, într-adevăr, sunt multe femei care simt, nu știu, o insecuritate sau presiune din partea partenerului, apropo de greutate. Dar pe de altă parte sunt și multe femei care trăiesc acceptare în relația cu partenerul, însă nu își oferă ele acceptare. Adică sunt mult mai critice ele cu ele, mai critice decât ar fi partenerul. Și aici o să mă întorc la greutate, pentru că este și experiența mea personală, pentru că și în cazul meu, Claudia este ghidul meu și a multor prietene, din fericire. Și în cazul meu, creșterea în greutate a fost un răspuns la o traumă. Adesea se întâmplă acest lucru și recomandările de genul, nu știu, mănâncă mai puțin, fă mai mult sport, nu au funcționat. Adică chinuie-te un pic mai tare decât te-ai chinuit până acum. Exact. Deci cumva nu au ajutat și nu au dat rezultate și asta a venit și cu alte probleme de natură ginecologică care s-au amplificat. Pe de altă parte, apropo de relaxare, și în cazul meu, istoria familiei mele a venit cu un mesaj în care femeia se odihnea doar atunci când era bolnavă, adică rostul ei era să muncească și să aibă grijă de ceilalți. Dacă îmi aduc aminte și acum, dacă erau momente în care, nu știu, mă suna mama mea și mă întreba ce mai fac și eu spuneam că stau, primul ei gând era dacă sunt bolnavă și dacă am pățit ceva. Pentru că asta este cultura în care eu am trăit și sunt convinsă că multe femei au trăit având această responsabilitate pe care nu o puteau opri, de a lua pauze, de a se odihni. Ce am învățat și datorită experienței cu alături de Claudia și conversațiilor pe care le avem noi, prietenele, despre acest parcurs, este faptul că odihna este vindecătoare. Este pentru prima dată pentru mine în viață în care am învățat că atunci când mă odihnesc, atunci e un moment, pe de o parte, de recuperare, de, nu știu, relaxare, dar și de vindecare. Și corpul meu, într-o mare măsură, s-a vindecat și și-a dat cumva, a avut un spațiu să se recupereze datorită schimbărilor pe care le-am făcut, dincolo de schimbările, nu știu, în zona de nutriție și cele ce țin de sfera emoțională. Adică faptul că am înțeles care sunt sursele acelor, nu știu, de disconfort sau acelor experiențe traumatice care au dus ca corpul meu să răspundă în acest mod. E important, cred că, din perspectiva femeilor, să se uite și la posibilele experiențe traumatice la care corpul lor au răspuns prin creștere în greutate. Și ulterior, Domnica, comunicăm asta partenerului de viață? Da, firesc. Adică tot procesul este împreună, alături de el. Așa cum spuneam, experiența, perioada, experiență care ne și provoacă și în relația de cuplu, de cu siguranță detașarea emoțională înseamnă de fapt și deconectarea de propriile noastre nevoi, care au un impact asupra relației de cuplu, adică faptul că evităm anumite probleme, nu le rezolvăm, înseamnă și că relația cu partenerul este afectată și da, este o perioadă în care avem șansa să resemnificăm intimitatea și intimitatea în relația cu partenerul devine mult mai profundă, pentru că noi ajungem la, nu știu, acele frici, insecurități,
dificultăți din trecut, dar este și șansa partenerului să se confrunte cu propriile lui provocări din trecut și asta ne unește și ne face mult mai puternici. Asta e minunat. Uite că putem să întâi să ne acceptăm noi, asta înțeleg de la voi, exact. Să acceptăm ce se întâmplă cu corpul nostru, să ne acceptăm noi pe noi în experiența de viață pe care o avem și apoi poate e mult mai ușor să comunici cu partenerul, chiar dacă nu mai ai acea siguranță de a intra în spațiul intim, la fel ca atunci când, nu știu, erai tânăr și arătai foarte bine și poate că nu ai nici curajul să vorbești despre lucrurile astea, tocmai pentru că tu nu te accepti în mod deosebit. Ce facem? Că ați vorbit de odihnă și de importanța de a sta acolo și de a te odihni fără să te simți vinovată că nu muncești și că n-ai grijă de ceilalți. Cum gestionezi toată povestea asta? Cum o exprimi? Cum o pui în cuvinte și în practică? Astfel încât toți din jurul tău să o înțeleagă, că, mă repet, trăim totuși în aceeași mentalitate în care femeia e, așa cum spune Domnica, trebuie să aibă grijă de toată lumea și e greu să spună vreau să mă odihnesc, vreau să dorm. Gabriela, eu am 3 copii. Da. Da. Și cele mai multe dintre clientele mele au copii. Da. Învață-ne cum să dormim cu 2-3 copii. Eu dorm. Deci pentru mine somnul e lege și asta este ceea ce m-a ținut live. Am gemeni, deci a fost foarte complicat. Ce vreau să spun este că atâta timp cât noi considerăm că pentru noi este important și discutăm cu membrii familiei cu drag, da? Adică nu când suntem nervoase sau când ne-a ajuns cuțitul la os, ci pur și simplu stăm de vorbă și explicăm, asta este ceea ce le recomand și eu clientelor mele. Da, deci nu discutăm la nervi, explicăm pur și simplu că astea sunt limitele noastre și că, de exemplu, uite, în cazul meu, este în felul următor. Copiii cei mici mă au până la 9 fără un sfert, copilul cel mare mă are până la 9 și un sfert, da? De acolo încolo este treaba lor. Dacă nu au, cum să spun, dacă n-au cooperat cu mine, că eu le spun, mai avem atâta timp, ce preferați să facem? Da? Este la mine în a pune limite. Nu o să vină niciodată copilul la tine să-ți spună, acum mama, dormi. Da, poate tu vrei să dormi. Scuză-mă că fac gălăgie. Nu o să se întâmple asta. La fel și cu partenerul, este responsabilitatea noastră în a petrece timp de calitate cu el, nu uitându-ne, scuză-mă că mereu spun despre asta, uitându-ne la seriale nesfârșite, ci petrecând efectiv timp în care alegem să, nu știu, de exemplu în cazul meu, ne propunem, avem o seară pentru noi, nu discutăm despre ce au făcut copiii, am plătit facturile, nu știu ce, e seara noastră. Discutăm despre ce școală alegem pentru copii sau nu știu ce, într-o altă seară, nu în discuția aia. Cumva nu este absolut deloc imposibil. Este vorba pentru că, de ce spun? Pentru că eu încep lucru cu clientele mele rugându-le pe ele să-mi povestească flow-ul zilei lor. Da? Deci cum decurge? De când se trezește și până se culcă? Sunt foarte multe momente moarte în care social media, seriale, sau, nu știu, în general astea sunt timpii morți, da? Care există în programul lor, dar care, așa cum spunea și Domnica, ca să trecem din asta în conectare cu noi și cu partenerul, presupune că trecem din detașare în prezență și devenim cumva participanți activi în viața noastră și ne gândim ce avem de făcut azi. Ce am făcut pentru mine azi? Ce vreau musai să fac pentru mine azi? Și chiar am citit pe social la un moment dat la o altă tipă coach o chestie foarte faină care mi-a rămas în minte și spunea ceva de genul ăsta. Când nu aveam întâlnire cu mine, seara aveam întâlnire cu pachetele de biscuiți, da? Și de, nu știu,
Ce mai găseai? Snacks-uri, tot felul de gustări nesănătoase. Când înlocuiești chestia aia cu o întâlnire cu tine, fie că e un journaling, fie că e o baie, fie că e un automasaj. Asta voiam să zic. Ce înseamnă întâlnirea asta? O meditație. O meditație. Dar poate nu suntem la meditație. Poate vrem pur și simplu să ne masăm picioarele, să ne atingem pe noi, să ne punem o muzică și să ne dăm cu o cremă, cu o intenție, intenția de relaxare. Noi de multe ori, eu lucrez și pe partea asta de libido și discut cu clientele și despre lucrul ăsta. Și pot să spun că femeile, inclusiv la 40 și ceva de ani, nu știu ce le place lor. Este foarte dureros. Adică cum poți să-i ceri partenerului, mai ales în momentul în care tu ai nevoie de un preludiu mult mai lung, pentru că asta înseamnă femeia cu o scădere de estrogen, dar asta nu e neapărat un lucru rău. Hai să ne uităm în tantra. Durează preludiu și o oră jumate și e minunat. Pentru că ne bucurăm unul de altul. Dar dacă noi nu știm ce ne place nouă, noi nu ne atingem pe noi, noi nu ne uităm la noi, cum să cerem partenerului să știe cum să ne atingă și să ne atingă și să, cum să spun, să se uite la noi apreciativ când noi nu facem asta? Chestiunea de încredere nu înseamnă că avem toate nu știu câte kilograme și suntem coborâte de pe catwalk. Încrederea e inside out. Pentru că mai avem doar 3 minute din emisiune, vreau să fac așa o structură. Important e ce am înțeles, să ne acceptăm pe noi, să ne dăm aceste întâlniri cu noi în care ne masăm, ne dăm voie să fim relaxate, astfel încât să ne cunoaștem mai bine, să nu mai dăm întâlnire cu frigiderul și cu biscuiții, să știm ce ne aduce plăcere, că doar așa putem să cerem în cuplu ceea ce avem nevoie. Și vreau să termin cu acest subiect care este destul de la modă. Toată lumea vrea să îmbătrânească mai târziu. O să te întreb, nu știu, un minut și un pic și un minut și un pic pe Domnica. Cum facem să îmbătrânim mai încet? Te-am auzit și mai devreme și n-am ajuns să-ți răspund. Vestea bună e că tot ceea ce am povestit până acum aduce ideea asta de slow aging. În momentul în care noi ne dezinflamăm, da, descădem inflamația din corp, scădem starea asta de cortizol continuu, procesele de degradare din corp încetinesc. Da? Deci vestea bună e în partea asta de lifestyle sau de schimbare de stil de viață, așa overall, că ele nu se bat cap în cap. Da? Și că într-adevăr o femeie care mănâncă bine, doarme bine, râde, e bucuroasă, câștigă pe toate planurile. Și cum arată pielea ei, și cum se secretă colagenul, și cum crește estrogenul, și cum e mult mai interesată să aibă relații sexuale. Deci ele se închide cercul frumos pe toate părțile. Mai avem doar un minut, Domnica. Cum facem să ne păstrăm tineri 30 de secunde? În primul rând să fim blânde cu noi, să avem compasiune față de noi, pentru că felul în care vorbim cu noi ne ajută foarte mult să fim mult mai prezente și să ne simțim mai bine în corpul nostru. Și să avem foarte multă grijă de relațiile cu ceilalți, pentru că ele cumva ne ajută să ne simțim bine. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența de astăzi. Eu o să rămân cu această concluzie frumoasă că și după 40 de ani trecem de fapt printr-o perioadă care se numesc anii minunați, deci să ne bucurăm de această perioadă și să ne simțim bine în corpurile noastre. Iar acestea fiind spuse, nu pot să vă urez decât rămas bun până data viitoare.